găsit, sunt Izabela Pănescu, începe emisiunea Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi avem o ediție de sărbătoare plină cu sfaturi utile pentru a ne construi un stil de viață mai sănătos și pentru a trece în noul an mai echilibrați, în ciuda faptului că 2020 a fost plin de provocări. Vom vorbi despre cât de important este să facem o retrospectivă a anului care se încheie, una a tuturor întâmplărilor prin care am trecut, dar și a emoțiilor pe care le-am simțit. Vă dăm mai târziu toate detaliile. Până atunci, aflăm câteva rețete simple, dar foarte interesante și mai ales sănătoase, pe care le putem pregăti pentru mesele festive sau pur și simplu pentru a petrece timp în familie. Roxana Pop Buia este cu noi de la Cluj. Bună ziua, Roxana! Bună, Izabela! Spune-mi, te rog, știm că tu ți-ai schimbat alimentația pentru că ai o boală și o să ne povestești puțin mai târziu despre ce e vorba, dar mai întâi vreau să ne spui ce ai pregătit tu pentru masa de Crăciun. Pentru masa de Crăciun, să fiu sinceră, m-am bucurat de aceleași preparate tradiționale, însă am schimbat unele ingrediente unde am simțit acolo că este necesar și, în schimb, am adăugat și foarte multe legume ca să fac un echilibru sănătos. Da, pentru că de obicei de sărbători tindem să mâncăm carne mai mult. Exact. Și mai puține legume. Arată-ne ce preparate ai pregătit acolo. Știu că ai făcut turtă dulce și vreau să ne spui ce rețetă ai folosit. Aici avem tapenade servite pe bruschete. Adică, explică-ne, te rog, ce conțin? Da, tapenade este o pastă cu măsline, conțin evident măsline, capere, anșoa, căței de usturoi, suc de lămâie, ulei de măsline și piper. Da, o idee foarte bună, chiar mi-am amintit acum că n-am mai făcut de mult o rețetă tot cu măsline, ca la mata, fac eu cu avocado, ceapă verde și lămâie. Deci e tot un fel de pastă de măsline, nu? Exact, da. Care se poate consuma pe felinuțe de pâine. Exact. Doar că tapenade vine de fapt înseamnă capere. Chiar dacă nu este vedeta acestui preparat, trebuie să conțină și capere și atunci vine numele de tapenade. Am înțeles. Ce altceva? Niște curmale umplute cu brânză de capră și roșii uscate. Atât? Nimic altceva? Doar o cremă de brânză? Da, este un preparat dulce sărat, care îmi place mie foarte mult și merge foarte bine ca și un aperitiv servit împreună cu altele. Și ajungem la turta dulce. Spune-ne cum ai făcut-o. Da, aceasta este turta dulce. Este un preparat fără gluten și vegan. Conține făină de ovăz, unt de caju, însă poate fi înlocuit cu orice unt de oleaginoase, sirop de arțar, un pic de melasă ca să-i dea aroma autentică de turtă dulce, condimente speciale pentru turtă dulce, praf de copt, vanilie și o priză de sare. Și putem folosi orice fel de făină? Tu ai spus că ai folosit de ovăz? Da. Categoric se poate folosi orice tip de făină, însă pentru că eu am probat doar cu făina de ovăz, celelalte se comportă diferit având o textură și o absorpție diferită. Așa că dacă ar fi să probez cu alt tip de făină, aș începe mai degrabă cu o cantitate mai mică și apoi încorporez mai mult până obțin consistența dorită. Arată-ne, te rog, una dintre ele, să vedem mai bine ce formă au. Și văd că ai pus și o glazură. Cum ai făcut glazura? Da, glăzura aceasta este ciocolată infuzată cu coș de portocală. Ciocolată neagră pe care ai topit-o? Da, ciocolata preferată care vă place să fie ciocolată neagră cel mai bine. Și am infuzat-o cu coș de portocală, adică am pus-o în bain marie cu coș de portocală, iar apoi înainte ca să îi glazurez, am trecut printr-o sită ca să nu avem coșile de portocală. Oh, ce idee foarte bună, da. Și tortul, știu că l-ai făcut tot pe bază de turtă dulce. Acesta este mai greu. Ce frumos arată. Da. Avem un blat care este făcut tot așa cu condimente de turtă dulce, ca să rămânem în aceeași idee, și decorat cu turtă dulce. Și ce ai folosit la blat? Cum putem face blatul?
Blatul eu l-am făcut din făină, un mix de făină pe care l-am preparat chiar eu, fără gluten. Conține făină de migdale, de ovăz și pudră de tapioca. Ok, și ce altceva? Condimentele speciale pentru turtă dulce. L-am îndulcit cu zahăr de cocos. Conține ouă, lapte, o linguriță de ulei de măsline ca să fie mai umed, să nu fie prea uscat, și lapte. Deci e un blat ca orice blat de tort? Total. Am schimbat să fie fără gluten și fără lactoză pentru mine. Pentru cine are aceste intoleranțe. Iar crema? Am folosit frișcă de cocos dintr-o conservă care se găsește la orice magazin naturist și trebuie să aibă grăsimea destul de mare, undeva la 85% de 85% grăsime și atunci se poate bate cu mixerul împreună cu un îndulcitor. Eu am folosit eritritol pentru că este alb și nu voiam să-mi coloreze compoziția și nici un lichid care să mi-l facă mai lichid. Și atunci am folosit eritritol cu mixerul și se bate o frișcă minunată. Deci nimic altceva, nu ai pus smântână sau altceva, dar sigur că oamenii pot face orice fel de frișcă, nu? Orice fel de cremă. Categoric, se poate înlocui după preferințe. Important e să fie cât mai naturală, să nu fie chiar acea frișcă, nu știu, la plic, cumpărată de la supermarket. Categoric, da. Spune-mi, te rog, cum ai ajuns tu să-ți schimbi alimentația? Pentru că știu că s-a întâmplat acum 2 ani, nu? De 2 ani ți-ai schimbat alimentația. Da, totul a început pentru mine acum 2 ani când am fost diagnosticată cu o boală autoimună Hashimoto. Acest fapt m-a determinat ca să explorez mai mult stilul de viață sănătos prin alimentație și nu numai. Dar partea de alimentare a fost pentru mine o schimbare dramatică, drastică, pentru că eu nu duceam un stil de viață cum îl duc acum și mi-a fost foarte greu ca să mă redresez și să îmi refac toate rețetele care mie îmi plăceau înainte. Și m-a și învățat în timp. Am învățat multe trucuri ca să obțin texturi și gust asemănător cu ce aveam înainte. Dar totuși să mănânc sănătos. Și practic tu ți-ai schimbat alimentația, dar ai urmat sfatul medicului. Asta e important de spus. Da. Am fost la mai multe analize, am vrut să văd exact ce este cu mine, am știut că glutenul are un rol foarte mare de jucat în bolile autoimune și mi-am făcut anumite analize, dar am și făcut un test. Nu am început pe ideea că niciodată nu voi mai mânca gluten. Am zis că fac un test de 6 luni ca să văd dacă simptomele mele vor fi mai bune în timp și să văd și analizele ce spun. Și ce ai observat? Au fost 2 lucruri. Am slăbit instant. Pentru mine glutenul mereu a fost o problemă și eu n-am știut. Și în momentul în care mi-am făcut analizele, m-am dus... Eu întotdeauna am fost și anemică. Nu le-am legat niciodată, dar eu am fost anemică de când eram mică, tot cu pastile. Și acum, fără nimic, mi-a crescut dintr-o dată brusc. Eu aveam înainte 30 și acum mi-a crescut la 120. La fier te referi? Da, la fier. Da, da. Încă o dată de menționat că nu înseamnă că toată lumea trebuie să procedeze așa cum ai procedat tu. E important să meargă la medic așa cum ai făcut și tu, dar alimentația, da, chiar are un rol foarte important în bolile autoimune și nu, mai cu siguranță o să vorbim și noi pe viitor despre acest subiect. Mulțumesc tare mult, Roxana, pentru toate ideile de rețete de sărbătoare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru invitație! Pe cât de multă importanță dăm meselor de sărbătoare, așa cum am văzut, sau hainelor, cadourilor în această perioadă, pe atât de puțin ne gândim la noi. Cum ar fi să ne acordăm atenție și nouă înșine? Un exercițiu util și eliberator este să facem retrospectiva lui 2020, o analiză interioară, psihologică, emoțională. Revenim imediat cu detalii, rămâneți pe Digi24!
Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe. Chiar dacă ne-am dorit să ștergem cu buretele tot ce s-a întâmplat în 2020, nu prea avem cum. Ba mai mult, ar fi indicat să facem un exercițiu de retrospectivă a întregului an, cu bune și mai puțin bune. În ce constă mai exact această practică, aflăm de la Anca Barbu, consilier de dezvoltare personală. Bună ziua, Anca, mă bucur că ești cu noi. Bună ziua și eu mă bucur foarte mult de această invitație. Spune-mi, te rog, în ce constă mai exact această practică de retrospectivă? Încercăm să ne reamintim momentele anului, făcând o mică pregătire înainte. Ne alocăm un timp, ne căutăm un spațiu cât mai comod în care să ne simțim bine și ne pregătim ceva de scris și toate sursele din care putem să ne reamintim ce s-a petrecut anul acesta. Da, îmi amintesc când am făcut acest atelier împreună cu tine acum vreo 2-3 ani, că nu prea mi-aminteam ce s-a întâmplat în ianuarie, februarie, martie, pentru că ne-ai recomandat să luăm așa fiecare lună în parte, nu? Exact. Și m-a ajutat atunci pe mine, de exemplu, telefonul cu pozele. Exact, poze, absolut orice, măcar cât să dăm un start, că apoi o să apară și amintirile noastre care se mai umple, exact. Dar e foarte interesant așa să avem surse și o să fim surprinși pentru că foarte multe lucruri poate le-am și uitat că s-au petrecut în acest an. Într-o primă fază ne amintim aceste evenimente mai clare pe care o să le găsim mai ușor în agendă, dar poate bine să ne întrebăm și cum am stat cu aspectele interioare, pornind de la sănătate, la cât de sus sau jos a fost starea noastră de spirit, poate au fost perioade în care am fost strălucitori sau perioade în care am simțit să fim așa mai retrași. Ne puteam aminti ce decizii am luat și poate că anul acesta chiar a trebuit să luăm unele decizii. Cum le-am luat? Cât timp ne-a luat? Poate a trebuit să ne consultăm sau nu cu alții. Mai departe să fim creativi așa, o să vină spre noi să ne amintim cât de multe putem. Așa, încă un aspect poate interesant, cum au stat relațiile anul acesta cu ceilalți. Ne-am răcit față de unii, ne-am apropiat de alții, au apărut persoane noi, s-au îndepărtat. Da, poate ce am gândit la un moment dat, nu? Și o să ne dăm seama că ne-am făcut prea multe griji și nu prea aveam de ce. Exact, în unele da. Cazuri. Exact. Dar dacă se întâmplă invers, dacă, de exemplu, vin gânduri de genul n-am făcut bine asta, de ce am reacționat așa, de ce? Și practic ne ducem în gânduri de tristețe, frustrare, decât în cele de recunoștință, cum să procedăm? Eu cred că tocmai făcând retrospectiva așa cronologică, asta o să ne ajute, pentru că o să dăm variabil și de evenimentele pozitive și lucrurile se echilibrează când le vedem pe toate. Poate că acum la sfârșitul anului suntem mai marcați de ce s-a întâmplat negativ, dar tocmai făcând conștientă o astfel de amintire, ne observăm și părțile bune și e bine să ne aducem energie și pozitivă din cele care au fost bune, pentru că sigur au fost. Viața e plină de culori, nu e numai neagră și albă, le are pe toate. Și practic, acesta da. Este rolul acestei retrospective? Da, acesta este unul din roluri și poate chiar e foarte important că dăm și de acele aspecte, să zicem, mai grele, mai încărcate, pentru că avem ocazia să le revizităm cu privirea noastră de acum, din prezent. Vedem că am supraviețuit, totul este în regulă. Poate înțelegem și de ce a trebuit să se întâmple ceva, ca apoi să luăm o decizie și să se deschidă noi porți. Și lucrurile acelea se recadrează, nu mai sunt atât de negative astăzi. Atunci când ne aducem aminte acele evenimente pe care tindem să le considerăm mai dureroase sau mai încărcate, numai faptul că le dăm atenție și că le rememorăm, ne poate elibera de sentimentele de atunci. Deci emoțional, retrospectiva ne descarcă, așa, e ca un fel de ok, așa a fost anul acesta, acum îl revăd și pot să trec mai departe. Mai este un alt beneficiu, cel de care spuneam, că dăm un sens evenimentelor bune și mai puțin plăcute, dar
toate capătă așa un fel de coerență. Nu mai sunt o serie de întâmplări aici-colo, ci le găsim o perspectivă mai largă. De aici, din sensul acesta, ne vom întâlni și cu intenții către viitor. Pentru că atunci când văd de ce a avut loc sau cât de bine a fost ce s-a întâmplat cândva, îmi voi propune poate să dezvolt acea calitate sau să schimb în cazul în care nu mi-a plăcut cum au stat lucrurile. Practic, înainte să facem rezoluțiile pentru anul viitor, ar fi bine să facem această retrospectivă. Da, pentru că atunci ele sunt încărcate cu mai mult entuziasm, se nasc din viața noastră concretă, nu din fraze abstracte. Poi ar mai fi un beneficiu care mi-e foarte drag, este un fel de a celebra anul. În afară de petrecerea de sfârșit de an, de revelion și de sărbători, dar este un fel de a celebra anul eu cu mine și eu uitându-mă la viața mea, ce s-a întâmplat în acest an, pentru că e un capitol important din viața mea până la urmă, orice an care se încheie. Și este un fel frumos de a celebra eu cu mine. Dacă totuși sunt evenimente, traume foarte grele, peste care nu reușim să trecem singuri, care sunt semnele că avem nevoie de un ajutor, de un specialist? Este bine să ne întrebăm dacă am, într-adevăr, dacă am trecut peste acel eveniment, sau mai bine spus, prin acel eveniment, da. Nu peste și nu băgat sub preș, dar, din nou, să nu ne sperie asta, pentru că este bine că îl descoperim cu această ocazie și că poate ne propunem, ia, uite, chiar este ceva important aici și pot să îi acord mai multă atenție, să citesc cărți sau dacă acel lucru persistă, acum depinde foarte mult despre ce vorba, dar putem cere și ajutorul unor specialiști, nu neapărat numai terapeuți, poate să fie orice fel de lucru care mă ajută să mă deblochez din acel punct. Dă-ne niște exemple de întrebări pe care ni le putem pune nouă înșine sau însene pentru a merge mai în profunzime. Păi, există două feluri de a intra mai în profunzime. De exemplu, atunci când dăm de un eveniment, să zicem, mai încărcat, am putea să ne întrebăm, de exemplu, ce am simțit, bineînțeles, cum m-am comportat, cum aș fi vrut să fac altfel, ce a schimbat dacă astăzi aș putea retrăi din nou acea situație, ce mă învață acea experiență și ce îmi propun să dezvolt la mine sau să capăt ca altă dată să fac față mai bine. Absolut, de-a lungul retrospectivei, foarte important este să păstrăm o atitudine de blândețe față de noi, să ne fim deci un fără fel vinovăție bun. Și... Da, este total inutilă vinovăția. Până la urmă, noi facem retrospectiva asta ca să ne onorăm pe noi și să ne fim sprijin nouă, să vedem și partea bună, ce ne învață, ok, am greșit, dar acum ce pot să învăț din asta, ce pot să fac altfel, ce n-am observat atunci. Și de multe ori se mai întâmplă așa că unele situații ni s-au părut mai negative atunci decât acum, dacă le luăm la rece și ne mai uităm o dată și poate că n-am greșit chiar așa de mult, doar că mi-a fost foarte jenă sau am avut niște emoții acolo care m-au făcut să gândesc lucrurile altfel. Să ne lăsăm deschiși, să avem orice fel de reinterpretare a situațiilor trecute, pentru că noi le înghețăm în primă fază într-un fel. A, uite, atunci s-a întâmplat ceva negativ. Dar s-ar putea acum să constatăm că sunt foarte multe aspecte pozitive chiar în acea situație. Poate că au deschis noi perspective, chiar și dintr-un eveniment mai puțin plăcut, pot să se nască hotărâri. Gata, de mâine fac asta sau schimb asta. Și presupun că această practică este indicată chiar de făcut zilnic, nu doar o dată pe an. Așa ar fi ideal, da, da. Se poate face zilnic și se poate face chiar și cu puțin timp alocat. Dacă îl fac consecvent, zi de zi, are foarte mari rezultate în felul în care îmi conduc eu viața. Se poate face în mai multe feluri și la fel de bine putem să ne, după ce încercăm, să ne găsim chiar propriul nostru fel.
Ca de exemplu, putem să facem la fel, cum spuneam, ca o derulare, o reamintire a evenimentelor zilei. Ia uite cum am simțit atunci, dar mai respirăm o dată și se descarcă și mergem altfel înspre somn, mai descărcați de toată tensiunea zilei. Sau un alt fel de a face retrospectiva zilei este să ne punem doar o întrebare. De exemplu, ce a fost astăzi esențial pentru viața mea? Ce a contat cu adevărat pentru întreaga mea viață? Și nu trebuie să ne blocăm în reușite mărețe să căutăm așa ceva. S-ar putea să conteze foarte mult că am făcut un om să zâmbească sau să conteze foarte mult că ne-am dat timp să ne uităm la cer. Deci, la fel, să păstrăm o atitudine deschisă. Dacă pentru noi asta e esențial, asta e important. Mulțumesc. Și mai există feluri de a face retrospectiva zilnic. Dacă tot am vorbit de rezoluții, poate că mi-am propus la începutul anului, nu știu, să cultiv răbdare, să am mai multă răbdare cu ceilalți, poate. Și pot să mă întreb în fiecare zi, să-mi iau acele 5 minute, să mă întreb cum am stat astăzi cu răbdarea. Mulțumesc tare mult pentru sfaturi. A fost Anca Barbu, consilier de dezvoltare personală și apropo de rezoluții, vom vorbi mâine într-o nouă ediție, mai avem o ediție specială și mâine de la 17:30, vom vorbi despre dream boards, un fel creativ de a ne pune rezoluțiile, obiectivele pentru anul viitor, de a le pune într-o ramă foto, astfel încât să le avem în fiecare zi în fața ochilor. Așadar, mâine vă dăm mai multe detalii. Până atunci, să aveți sărbători cu pace și cu oameni dragi alături.